În 30 de secunde nici nu recapăt suflu după prima serie, ați nebunit la cap. Salut, sunt Otto de la Miere TV, iar astăzi vom face un clip din greșeli în fitness. În clipul de astăzi vreau să vorbim despre antrenamentele pentru masă musculară. Cum trebuie să ne antrenăm optim pentru masă musculară, pentru a dezvolta cât mai multă masă musculară. Fie că ești la început, fie că ești intermediar, fie că ești avansat, antrenamentele pentru masă musculară trebuie să semene, cum vă spun eu în acest clip. De asemenea, voi încerca să atingem și alte subiecte, cum ar fi cardio, cum ar fi antrenamentele pentru rezistență sau pentru anduranță, da, antrenamentele pentru slăbit, cu greutăți și antrenamentele pentru forță. După cum știți, eu sunt singurul din lume care a făcut o transformare live, documentată, în care am pus clipuri în fiecare săptămână cu toate mesele pe care le-am avut, cu cântarul oficial, v-am arătat în fiecare săptămână cât am slăbit, câte kilograme am și am făcut totul cât mai transparent pentru a învăța și alți oameni ce trebuie să facă ca să slăbească. Momentan am reușit să ajung la 43 de kilograme slăbite și am pus foarte multă masă musculară. Cel puțin mie mi se pare că am pus foarte multă masă musculară, oricum o să vedeți și în clipul de săptămâna aceasta de duminică, am scos o formă extraordinară, cea mai bună formă de până acum. Și săptămâna trecută am avut o formă extraordinară, nu știu, parcă forma se îmbunătățește de la săptămână la săptămână, pe măsură ce slăbesc, pe cântar, ce dau kilograme jos, mușchii se văd din ce în ce mai bine, pe măsură ce trec săptămânile și mă antrenez, mușchii cresc din ce în ce mai mult. Dacă n-ați văzut seria aceasta cu transformarea mea live, vă invit să o urmăriți pe acest canal, în seria Otto slăbește. Este o serie extraordinară în care aveți foarte multe lucruri de învățat, în care vă veți motiva foarte tare, veți învăța să slăbiți și să puneți masă musculară în același timp, veți vedea că puteți mânca absolut orice, nu trebuie să excludeți pâinea, nu trebuie să excludeți sucurile, nu trebuie să excludeți dulciurile din alimentația voastră, puteți mânca absolut orice, veți putea mânca la orice oră, veți putea mânca amestecat, da, nu trebuie să mâncați disociat, veți vedea exact toate mesele, orele la care mănânc și forma mea în fiecare săptămână și cântarul oficial, bineînțeles. Și facem acest clip pentru că a fost șerut de cineva care mă urmărește, mi-a lăsat în comentarii un mesaj cum să te antrenezi pentru masă musculară optim, așadar, haide să începem. Sală cu greutăți te poți antrena în mai multe feluri. 1. Poți să faci antrenamente, serii, da, exerciții cu repetări foarte puține, între 1 și 3 repetări. Aceste antrenamente sunt pentru a dezvolta forța, pentru powerlifter în general și nu vă recomand să vă antrenați așa pentru că nu este optim să vă antrenați pentru forță dacă vreți să vă crească masa musculară. Nu trebuie să folosim greutăți atât de mari. Plus de asta, greutățile mari sunt foarte periculoase, putem să ne accidentăm și apoi să nu mai facem sală deloc pe o perioadă destul de mare de timp și automat ne sabotăm șansa de a crește masa musculară. Alt antrenament este să te antrenezi pentru rezistență, să faci exerciții foarte multe, să sari de la un aparat la altul, de la un exercițiu la altul, să faci circuite, să te antrenezi cu pauze foarte mici, da, de 30 de secunde și să treci de la un exercițiu la altul, de la un aparat la altul, de la o serie la alta foarte rapid. Foarte mulți antrenori de fitness recomandă acest tip de antrenament pentru că foarte mulți oameni vor să slăbească în același timp. Dar ce crezi? Nu e optim să te antrenezi așa pentru că nu vei slăbi foarte mult. Vei slăbi un pic mai mult decât dacă te-ai antrena optim pentru masa musculară. Dar mușchii, în schimb, nu-ți vor crește atât de mult. Pentru că tu faci, de fapt, un cardio cu greutăți. Tu faci un fel de HIIT cardio când te antrenezi așa. Știți exercițiile acelea HIIT cardio, da? Cardio de tip HIIT, în care faci 30 de secunde, nu știu, sărituri, da? Sau flotări, sau ce faci tu, abdomene, după care te oprești și te odihnești 30 de secunde, după care iarăși 30 de secunde faci alt exercițiu, după aia iar te oprești și te respiri, te odihnești 30 de secunde. E, exact asta este antrenamentul acesta. Este de fapt un antrenament HIIT cardio cu greutăți și nu-ți dorești să faci lucrul acesta. Eu înțeleg că vrei să slăbești, înțeleg că este foarte important pentru tine să slăbești. Poate este mai important decât să pui masă musculară pentru că ești obez, cum am fost și eu, da? Dar asta nu înseamnă că e optim să te antrenezi așa, pentru că nu vei arde cu mult mai multe calorii și nu vei face decât să te tonifiezi, să-ți crești foarte mult pulsul, să faci efectiv un cardio cu greutăți. Dacă ești obez și ești foarte gras și vrei să slăbești, nu trebuie să faci tipul de exerciții. Mai bine te duci la o plimbare de o jumătate de oră, de o oră, de două ore fiecare zi și vei slăbi mult mai mult. Faci un cardio de intensitate foarte joasă pe o perioadă cât mai lungă de timp să nu-ți afecteze masa musculară, să nu-ți afecteze articulațiile și vei arde mult mai multe calorii într-o oră de mers pe jos decât într-o oră de antrenament la sală, chiar dacă te antrenezi cu pauze foarte scurte. M-am antrenat și eu așa în trecut și vă spun, rezultatul nu a fost cine știe ce. Adică da, am slăbit foarte mult, am slăbit 50 de kilograme, dar masa musculară nu era acolo, nu era ce trebuie, față de acum, când am o masă musculară foarte dezvoltată, cel puțin mult mai dezvoltată decât atunci. Nu vreau să spun acum că eu sunt cel mai musculos, că sunt cel mai arăt cel mai bine, că am pus cel mai mulți mușchi.
Nici de cum. Eu mă compar cu mine și mă uit în trecut și observ că acum am mult mai multă masă musculară pentru că mă antrenez altfel. Cardio este cardio, da, îl fac după antrenamentul cu greutăți, fac câte o oră, câte două ore în fiecare zi de mers pe jos, nu trebuie să alerg, nu trebuie să fac exerciții cardio, cine știe ce, ca să nu mai mă pot recupera, să mă doar articulațiile și a doua zi să nu mai fiu în stare să mă antrenez cu greutăți pentru masă musculară. Ok, și acum haideți să trecem la subiectul principal care vă interesează pe toți, cum te antrenezi optim pentru masă musculară. Față de antrenamentul de rezistență în care lucrezi cu greutăți foarte mici și faci foarte multe repetări, adică peste 15 repetări, la antrenamentul de masă musculară trebuie să faci 15 repetări maxim, da? Și nu mai puțin de 8 repetări. Deci trebuie să te antrenezi într-o arie de 8-15 repetări. Optim. Dar bineînțeles că poți să jonglezi cu aria asta și o să vă explic imediat de ce și cum o să faceți lucrul acesta. Pentru că nu poți să-ți alegi greutatea în fiecare zi, la fiecare exercițiu la fel sau să-ți o alegi prea bine. Adică poți să greșești, da? De exemplu, să vă dau un exemplu concret. Dacă îți alegi o greutate prea mare și faci decât 5-6 repetări, ce faci în momentul ăla? Ori te oprești și setul ăla îl lași așa, nu-l pui la socoteală, da? Ori dacă nu, după ce ai terminat cele 5-6 repetări, muți cuiul la greutate, pui o greutate mai mică și mai faci încă 5-6-10 repetări și faci astfel un super set. Pui o greutate mai mică și continui să faci repetări până la epuizare și astfel te-ai antrenat bine, te-ai antrenat tare și setul acela poți să-l pui la numărătoare. Dacă pui prea puține greutăți și faci prea multe repetări, du repetările până la epuizare, chiar dacă ajungi la 20, la 30 de repetări, nu este nicio problemă. Plus de asta, acela va fi oricum cam primul set și va fi de încălzire, așa că nu ai nevoie să te oprești după 10 repetări, să bagi o greutate mai mare sau ceva. Pur și simplu duci acel set până la 20-30 de repetări și îl consideri un set de încălzire. Ok, următorul punct foarte important. De câte ori te antrenezi pe săptămână? De 2 ori, de 3 ori, de 5 ori? E bine, eu antrenez de 5 ori pe săptămână, fac push-pull-legs, un fel de push-pull-legs, da? Și apoi iarăși un push-pull, legs de câte o dată pe săptămână. Dacă te duci de 5 ori pe săptămână, de 6 ori pe săptămână, poți să-ți antrenezi grupele musculare, să le grupezi câte 2, da? Maxim 3, și să le antrenezi de 2 ori în fiecare săptămână. Cu pauză, bineînțeles, nu una după alta. Adică dacă ai făcut piept și triceps luni, să zicem, da, și umeri, nu faci și marți același antrenament. Îl mai faci miercuri sau joi. Din punctul meu de vedere, mai bine să antrenezi fiecare grupă musculară de 2 ori pe săptămână. Ai 2-3 grupe pe zi, faci câte 3 exerciții, a câte 3 seturi la fiecare grupă musculară. Este foarte simplu, da? La grupele mici poți să faci și 2 exerciții a câte 3 seturi, nu trebuie să faci neapărat 3 exerciții. Dar 3 seturi tari, da? 3 seturi intense. Înaintea acestor seturi mai faci un set 2 de încălzire. Trebuie să-ți încălzești foarte bine musculatura înainte și articulațiile. Pui o greutate mai mică și faci mai multe repetări, 15, 20, 30 de repetări și după aia începi să faci seturile tari. Ce înseamnă un set tare? Un set tare înseamnă să faci maxim 15 repetări. Când ai ajuns la 15 repetare să fii terminat. Sau poate chiar și să nu ajungi la 15 repetare. Să faci 8 repetări, să faci 10 repetări, să faci 12 repetări și să nu mai poți efectiv, să simți că cad brațele acolo, că se rup picioarele, nu mai poți efectiv. Asta înseamnă să faci un set tare. Dacă nu te antrenezi așa, nu te antrenezi suficient de tare, crede-mă. Și mușchii au nevoie de un stimul foarte, foarte mare ca să crească, mai ales după ce ai trecut de primul an de sală. Că la început mușchii o să-ți crească mult mai ușor, dar după aia, pe măsură ce avansezi, devii intermediar, mușchii o să-ți crească din ce în ce mai greu și trebuie să ai antrenamente mai solicitante. Alt subiect foarte important este pauza între exerciții, între serii, da? Fraților, nu poți să ai o pauză de 30 de secunde, de un minut, da? De 2 minute când lucrezi în stilul ăsta. Este prea puțin! Poți să-ți iei pauză până la 5 minute, da? Între 2 și 5 minute poți să-ți iei pauză, mai ales dacă lucrezi. Nu știu, dacă faci piept, de exemplu, da, te pui la bară, să împingi la bară. Faci un exercițiu, faci 3 seturi, plus încă 2 seturi de încălzire, da, faci 5 seturi acolo, unul după altul, da, fără să faci circuit sau să te muți de la un aparat la altul, e bine, n-ai cum să te refaci, pentru că tu lovești exact aceiași mușchi, da, și o să pui o presiune foarte mare pe mușchii și pe articulații. Și atunci nu poți să te odihnești decât un minut. Trebuie să stai mai mult să te odihnești. Nu spuneți voi mie că dacă te antrenezi tare și faci piept cu 120 de kg, da? Și de-abia te chinui acolo să faci 8-10 repetări, tu după 30 de secunde sau un minut poți să te pui iarăși pe bancă și să mai faci încă o serie tot la fel de tare de 8-10 repetări, tot cu 120 de kg. Crede-mă că n-ai cum. Și greutatea în niciun caz nu o scazi. Trebuie să o urci, da? Adică, fiți atenți cum mă antrenez eu. Mă pun să împing la bară, da? Prima serie. Îmi pun acolo 40 de kg, să zicem. Fac 30 de repetări cu 40 de kg, ok? După care, a doua serie de încălzire. Îmi pun 60 de kg. Fac iară, fac 20-25 de repetări cu 60 de kg. Bun. Și după aia începe antrenamentul tare, da? Pun 80 de kg. Fac 15 repetări cu 80 de kg.
Dar bineînțeles, lucrăm mai încet, nu ca la încălzire mai rapid și așa. Trebuie să lucrăm încet, trebuie să controlăm greutatea, trebuie să avem un timp sub tensiune la mușchi cât mai mare, da? O serie nu trebuie să fie sub 30 de secunde, foarte important, nu trebuie să lucrezi în viteză, să termin seria în 10, 15, 20 de secunde. Minim 30 de secunde să dureze o serie de 10, 12, 15 repetări. Între 30 de secunde și 60 de secunde trebuie să dureze o serie. Trebuie să ai timp sub tensiune, nu poți să lucrezi așa smucit și rapid, pentru că altfel te antrenezi degeaba, degeaba pui greutăți mari. Nu o să-ți crească masa musculară optim și riști să te accidentezi. După care la a doua serie pun 100 de kilograme. Fac nu știu câte repetări, 12 repetări să zicem, da? 10 repetări. Și după aia la ultima serie pun 120 de kg și fac mai puține, fac 8 repetări, fac 10 repetări. Și normal când crești așa greutatea, e normal să nu poți să stai decât 30 de secunde sau 1 minut. Trebuie să stai mai mult, trebuie să dai 2, 3, 4, 5 minute, nu e nicio problemă. În 30 de secunde nici nu recapăt suflu după prima serie, ține bunii la cap. Da, să mi se refacă mușchii și să pot să împing la fel de tare sau chiar mai tare la următoarea serie. Deci e imposibil. Trebuie să ai pauze mai mari. Să nu-mi spună mie cineva că dacă faci genoflexiuni cu 200 de kg cum fac eu, poți să faci pauză de 30 de secunde, de 1 minut și apoi să te bagi și să faci încă o serie cu 200 de kg sau poate chiar mai mult. Deci nicio șansă, într-un minut, abia de-mi recapăt suflu, credeți-mă. 3-4 minute stau și transpir într-una după ce termin o serie din asta. Și aici nu trebuie să vă luați neapărat după greutate, că 200 de kg pentru mine poate să însemne 60 de kg pentru altcineva. Sau poate să însemne 400 de kg pentru altcineva. Contează că lucrezi cu o greutate grea pentru tine și atunci trebuie să faci pauze mai mari, asta e clar. Pentru că altfel la următoarea serie nu poți să tragi la fel de tare. Dacă la ultima serie în care folosești cele mai mari greutăți nu poți să faci mai mult de 8 repetări și faci, de exemplu, 6 repetări sau 5 repetări, este ori din cauza că te-ai odihnit prea puțin, ori din cauza că ai ridicat greutatea prea mult. Și atunci ce faci ca să scoți maximum și din acea serie, din ultima serie? Faci cele 5-6 repetări, pui bara jos sau, mă rog, te oprești, da? Poate își lucrezi la un aparat și apoi mai scoți din greutăți. Mai scoți 20% din greutăți. Te pui iarăși și faci până la epuizare. Fie că sunt 6 repetări, fie că sunt 8, fie că sunt 10. Continui să faci și astfel vei scoate maxim și din ultimul set. Vei face un drop set, da? Un super set. Și vei scoate maxim și din acel ultim set. Ok, am lămurit timpul sub tensiune, da? Trebuie să fie între 30 de secunde și 1 minut pe fiecare serie. Am lămurit pauza între serii, da? Trebuie să fie de minim 2-3 minute. V-am spus că trebuie să crești progresiv greutățile, da? Nu trebuie să crești greutățile acum la fiecare antrenament, pentru că nu vei putea. La un moment dat chiar nu vei mai putea crește deloc greutățile. Poți să crești progresiv alte lucruri, cum ar fi să crești timpul sub tensiune, da? Poți să lucrezi mai încet și seria să dureze mai mult. Sau poți să mai faci câte o repetare, două în plus la fiecare serie. Sau mai adaugi câte un set în plus. Sau mai adaugi câte un exercițiu în plus, da? Și faci 4 exerciții în loc de 3 exerciții. Dar întotdeauna trebuie să fie o progresie. Ok, haideți că mi s-a terminat bateria la cameră și a trebuit să schimb bateria. Unde rămăsesem? Dacă te simți obosit, da? Dacă nu ai dormit foarte bine azi noapte, dacă simți anumite dureri, atunci este momentul să faci un antrenament mai încet, da? Nu trebuie să te antrenezi neapărat acum în fiecare zi în stilul acesta. Pentru că la un moment dat vei întâmpina dureri, vei întâmpina oboseală și atunci este momentul să-ți iei o zi, două în care te antrenezi mai ușor, cu greutăți mai mici, scazi greutățile, eventual poți să faci și un circuit, da, în ziua respectivă. Și pentru că tot a venit vorba de circuite, pentru oamenii care se duc de cât de 2-3 ori pe săptămână la sală, acesta este modul de a se antrena în circuit, să facă full body în fiecare zi, da, de 3 ori pe săptămână, luni, miercuri și vineri, de exemplu, cu pauză, bineînțeles, între zile. Nu este tocmai optim să te antrenezi pentru masă musculară, dar dacă ești la început o să-ți crească puțin mușchii și cel mai bine este să te antrenezi, de exemplu, să-ți antrenezi mușchii opuși, da, începi cu grupele mari, începi cu spatele, după care, după ce faci o serie la spate, te duci și faci o serie la piept. După care iar faci o serie la spate, o serie la piept, o serie la spate, o serie la piept. Ai terminat 3 serii din fiecare exercițiu, ai făcut 6 serii, da, 3 serii la spate, 3 serii la piept, este momentul să treci la următorul exercițiu pentru spate și la următorul exercițiu pentru piept. Faci câte 3 exerciții pentru fiecare, pentru spate și pentru piept, a câte 3 serii, jonglând așa, da, făcând circuit de la un aparat la altul, de la spate la piept. De exemplu, tragi la spate, da, tragi la hectometru, după care te duci la piept și împingi cu bara, da? După care tragi la aici la burtă, da? Faci tot așa un exercițiu pentru spate, faci o serie, după care iar te duci, faci o serie pentru piept, îți pui planul înclinat, da, la 30 de grade și împingi, da? După care la spate, de exemplu, lucrezi trapezul, faci ridicări de umeri
și te duci la piept și faci fluturări, da? Apoi treci la următorii mușchi, la biceps și la triceps, da? Faci câte două serii, la biceps și la triceps fiind mușchi mai mici, este suficient să faceți decât două exerciții a câte trei serii, da? Faci un exercițiu cu bara, de exemplu, după care un exercițiu la triceps, trei serii cu trei serii, după care te duci la următoarele două exerciții pentru biceps și pentru triceps, faci din alea pentru triceps așa, cu cablurile sau cu bara, și poți să faci la biceps cu gantere, da? Alternativ pe fiecare mână. Ai făcut 3 serii cu 3 serii, 2 exerciții din fiecare, 2 exerciții la biceps, 2 exerciții la triceps. Mai faci 3 serii, faci decât un singur exercițiu la umeri, faci decât ridicări laterale, pentru că astea și la importante ca să-ți dea volum la umăr, să fie umărul cât mai mare, da? După care treci la picioare, faci câteva exerciții la picioare și asta este. Faci exerciții compuse, faci fandări, faci genoflexiuni, ridicări pe vârfuri pentru gambe. Este un compromis, într-adevăr, nu este cel mai bun antrenament să lucrezi decât de 3 ori pe săptămână full body, dar asta este. Acest tip de antrenament este foarte bun pentru începători, este foarte bun pentru cei care nu au atât timp să lucreze de 5-6 ori pe săptămână și este foarte bun pentru oamenii care deja au foarte multă masă musculară și lucrează decât să întrețină acea masă musculară. La acest tip de antrenament, pauzele sunt mai scurte, de câte un minut, pentru că în timp ce faci seria pentru cealaltă grupă musculară, tu te odihnești practic. Când faci o serie la spate, da? După care treci la piept, tu îți odihnești spatele în momentul în care împingi la piept. Și de aceea pauzele pot să fie un pic mai mici, dar antrenamentul nu este optim pentru masa musculară, după părerea mea. Și încă ceva, trebuie să aveți răbdare, urșilor. Nu poți să crești masa musculară în 2-3 luni, da? Deci nu ai cum. O să se umfle un pic mușchii pe tine, pentru că îi oferi un stimul nou, n-ai mai fost în sală, dar în niciun caz nu o să ajungi la potențialul maxim. Trebuie să lucrezi minim 2-3 ani ca să se vadă ceva, să se vadă frumos. Mai ales dacă ești gras. Dacă ești slab, da, poate după un an o să înceapă să ți se vadă mușchii mai frumos, pentru că ești foarte slab și ai un procentaj de grăsime corporală foarte mic, dar nici de cum n-ai ajuns la potențialul maxim. De exemplu, eu acum am intrat în al treilea an de când am început acest vlog din 2019, da? Și abia acum am început să mi se vadă mușchii frumos și să se mărească, să se vadă efectiv că lucrez și că mă duc la sală, pentru că în timpul în care am pus masă musculară, am mai și scăzut din procentajul de grăsime și am început să se vadă mai frumos și acum, efectiv, dacă mă vede cineva, poate să-și dea seama că mă duc la sală și că lucrez, da? Dar nici de cum, după un an, puteți să vedeți clipurile din Otto Slăbește, să vedeți transformarea mea de 6 luni, de 3 luni, de un an, să vedeți cum arătam, pentru că nu aveam o masă musculară atât de dezvoltată cum am acum. Așadar, trebuie să aveți răbdare, da? Trebuie să lucrăm cam 5 ani. Nu o să mă opresc nicio aici, o să trag cel puțin 5 ani. Poate chiar toată viața, pentru că îmi place. O oră de lucrat cu greutăți este fantastic. Te simți foarte bine, îți dă foarte multă încredere în tine. Te ajută să te eliberești de stres, te simți foarte bine și psihic. Și sportul, în general, aduce foarte multe beneficii pentru o viață sănătoasă. Nu neapărat să avem cei mai mari mușchi și să concurăm pe scene, să fim campioni naționali sau Mr. Olympia, da? Așadar, aveți răbdare. Lucrați între 3 și 5 ani, poate și mai mult. Dacă vă place, duceți-vă la sală toată viața, pentru că este un sport extraordinar. Cam acesta a fost clipul despre antrenamente, în special despre antrenamentul optim pentru masă musculară. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să lăsați un like și un comentariu, pentru că pe mine mă ajută foarte mult. Nu uitați să vă abonați la acest canal, să activați clopoțelul de notificări pentru a vedea când pun clipurile viitoare, pentru că vor fi niște clipuri foarte, foarte tari. Dacă vreți să mă vedeți mai des, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram și pe Facebook la Miere TVO. Iar dacă vreți să fiți sănătoși și puternici ca mine, ca niște urși, nu uitați să faceți o comandă de produse apicole pe site-ul meu www.mieretvo.ro. Acolo găsiți cele mai bune prețuri, aveți zeci de reduceri și calitatea este garantată. Am câștigat o grămadă de diplome de locul întâi la târgurile naționale și internaționale apicole la care am participat și avem produse premium de cea mai bună calitate. Până data viitoare, eu sunt Otto, ursul vostru. Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao! FIFA american ca la Hollywood. Ce mai contează unde sunt născut? Care old school, suntem new school. Ăștia vei ca tine, nu prea sunt cool. Păi de ce mă faci, frate, mi-o să te înjuri? Când te văd cu pantalone rupți în cur, când termin cu tine, vine clar smurdul. Catru film prost de la Hollywood. Trăiesc FIFA american ca la Hollywood. Ce mai contează unde sunt născut? Care old school, suntem new school. Ăștia vei ca tine, nu prea sunt cool. Păi de ce mă faci, frate, mi-o să te înjuri? Când te văd cu pantalone rupți în cur, când termin cu tine, vine clar smurdul. Catru film prost de la Hollywood.